Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, Umblarea celui credincios este strâns legată de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă trăiți în această lume, trebuie să rumegați bine cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să aveți acea umblare despărțită de lume pe care numai cuvântul lui Dumnezeu poate produce. Credinciosul care studiază Biblia și pune în practică învățătura cuvântului lui Dumnezeu este identificat ca și copila lui Dumnezeu prin fapta și prin umblarea sa. Ce fel de urme lăsați voi, dragi ascultători? Îmi amintează povestea unui om căruia i-a fost înmânată la un moment dat o broșură. El a întrebat ce este și când a auzit despre ce este vorba, a înapoiat-o spunând, Nu știu să citesc. Mă mulțumesc să observ felul în care trăiți. Este deci important să fim foarte atenți la modul în care trăim. Iată ce spune apostolul Iacov, Fiți împlinitori ai cuvântului nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea de săvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, Va fi fericit în lucrarea lui. Dar să continuăm acum incursiunea noastră în cadrul capitolului 11 al cărții Levitic, de la versetul 4, începând. Dar să nu mâncați din cele ce rumegă numai sau care au numai unghia despicată. Astfel, să nu mâncați cămila care rumegă, dar nu are unghia despicată. S-o priviți ca necurată. Să nu mâncați iepurile de casă care rumegă, dar nu are unghia despicată să-l priviți ca necurat. Să nu mâncați iepurele care rumegă, dar n-are unghia despicată. Să-l priviți ca necurat. Să nu mâncați porcul care are unghia despicată și copita despărțită, dar nu rumegă. Să-l priviți ca necurat. Să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de trupurile lor moarte. Să le priviți ca necurate. Am spus că în acest capitol Dumnezeu prezintă poporului modul în care viața lor în întregime poate fi ținută departe de întinăciune, de profanare. Astfel, ceea ce avem aici este o listă de animale necurate. Este evident faptul că trebuie să fie apărut întrebări cu privire la aceste animale. Numai animalele vegetariene rumegă. Astfel, erau eliminate din start animalele carnivore. Dumnezeu prezintă aici și o interdicție cu privire la Camila. Poate că reacția voastră a fost una de genul Cui ar fi trecut prin minte așa ceva? Nu credeți că aceasta tocmai adaugă o notă de umor la cuvintele Domnului când i-a acuzat pe farisei că strecoară țânțarul și înghit Camila? Camila nu era numai greu de înghițit din cauza cocoașei, dar era și necurată. Nici de casă, nici iepurile de câmp nu erau animale curate, ne spune Domnul. Acum, un fapt interesant este acela că, deși mulți susțin că nu trebuie să mâncăm carne de porc, niciunul dintre aceștia nu spune nimic cu privire la iepure. Porcul are unghia despicată și copita despărțită, dar nu rumegă. Deși porcul pare să mănânce întruna, el nu rumegă. Carnea de porc este totuși greu de digerat. Porcul este un animal necurat, necurate fiindu-i și obiceiurile alimentare. Evreilor li se interzicea să se atingă de trupurile moarte ale acestor animale necurate. Implicațiile spirituale sunt inevitabile. Dar mergem mai departe. Iată viețuitoarele pe care să le mâncați dintre toate cele ce sunt în ape. Să mâncați din toate cele ce au aripi și solzi și care sunt în ape, fie în mări, fie în râuri. Dar să priviți ca oriciune pe toate cele ce n-au aripi și solzi din tot ce mișune în ape și tot ce trăiește în ape, fie în mări, fie în râuri. Să le priviți ca oriciune să nu mâncați din carnea lor și trupurile lor moarte, să le priviți ca oriciune. Să priviți ca oriciune pe toate cele care n-au aripi și solzi în ape. Și aici este trasată o linie foarte clară, la fel ca și în cazul animalelor de uscat. Peștii considerați curați se caracterizează prin două trăsături vizibile, aripioarele, adică notătoarele și solzi. Această regulă se aplica atât peștilor de apă dulce cât și celor de apă sărată. Viețuitoarele târătoare din apă erau interzise cu desăvârșire, ceea ce ducea la eliminarea de pe lista animalelor curate mare parte din creaturile din ape. Nu se dau exemple, probabil, pentru că distinția era făcută într-un mod foarte limpede. Acum, Israelul avea pește din Marea Mediterană, din Marea Galilei și râul Iordan. Peștele avea un rol important în regimul alimentar al poporului evreu. Una din porțile Ierusalimului chiar se numea Poarta Peștilor. Pe aici se introduceau în cetate peștii aduși din Mediterană. Aceasta era o problemă în vremea lui Neemia. Pescarii își aduceau pești în ziua de sabat și iată ce notează Neemia că se întâmpla pe vremea lui. Mai erau și niște tirieni așezați în Ierusalim care aduceau pește și tot felul de mărfuri și le vindeau fiilor lui Iuda în ziua sabatului și în Ierusalim. Am mustrat pe mai mari lui Iuda și le-am zis, ce însemnează această faptă rea pe care o faceți pângărind ziua sabatului? Oare n-au lucrat așa părinții voștri și nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi și peste cetatea aceasta? Și voi aduceți din nou mânia lui împotriva lui Israel pângărind sabatul? Aceste cuvinte sunt consemnate în capitolul 13 din Cartea Neemia. După cum ușor putem observa, niciun aspect nu este ocolit sau nu este omis de cuvântul lui Dumnezeu. Acum, rolul important al pescuitului în lucrarea Domnului Isus Hristos pe pământ este bine cunoscut celui care studiază Noul Testament. Să nu uităm că primii ucenici chemați de Domnul Isus au fost pescari. Domnul le-a spus că vor deveni pescari de oameni. Isus a spus, pildă, cumpărăția cerurilor, care este ca un năvod care a prins pești buni și pești răi. Iată cum este ea relatată de Matei, în capitolul 13, începând cu versetul 47. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dragi prieteni, care este metoda prin care se face diferențierea dintre peștii buni și peștii răi? Nu mărimea peștilor contează, ci împărțirea făcută conform legii levitice. Un pește care are solz și aripioare sau înnătătoare este curat sau bun. Aceasta ne aduce aminte de judecata celor răi din mijlocul celor buni. Credinciosul este susținut de Duhul Sfânt și este îmbrăcat cu neprihănirea lui Dumnezeu. Acestea sunt, dacă vreți, cele două trăsături caracteristice, solzii și aripioarele. Dacă Dumnezeu are prevedere referitoare la pești, nici zburătoarele nu sunt excluse. Iată ce ne spune cuvântul Domnului în același capitol, în Levitic, începând cu versetul 13: Iată dintre păsări cele pe care le veți privi ca o oriciune și din care să nu mâncați. Vulturul, gripsorul și vulturul de mare, șorecarul, șoimul și tot ce este din neamul lui, corbul și toate soiurile lui, struțul, buvnița, pescărelul, coroiul și tot ce ține din neamul lui, huhurezul, heretele și cocostârcul, lebăda, pelicanul și corbul de mare, barza, bătlanul și ce este din neamul lui, Bupăza și liliacul. În cazul păsărilor, nu ne sunt prezentate caracteristici vizibile care să le despartă pe cele curate de cele necurate. Se pare că toate acestea au în comun hrana lor necurată. În cea mai mare parte, ele se hrănesc cu alte animale, pești sau păsări. Aici ne este dată o listă cu păsările necurate ale Palestinei. Acesta este un alt punct care ne descoperă faptul că legea mozaică este dată pentru poporul evreu și pentru ținutul Palestinei. Pentru că unele păstări din această listă ne se par cel puțin ciudate. Nici nu am auzit de ele, de multe dintre ele. Ele se încadrează în familia vulturilor și a șoimilor, a bufnițelor, a ereților, a lebedelor și a pelicanilor. Adevărul este că nici măcar nu sună apetisant. Acestea sunt păsări necurate din pricina alimentației lor necurate, așa cum aminteam. Sunt oameni care mănâncă unele din aceste păsări. Nu pot spune că mi-ar plăcea să mănânc așa ceva, dar nu contează în cele din urmă dacă le mâncăm sau nu. Nu prin așa ceva suntem primiți înaintea lui Dumnezeu. Dar important este să observăm că Israelului îi se cere să facă o diferență între ceea ce este curat și ce este necurat. Ei trebuia să ia o hotărâre în această privință. În ceea ce ne privește pe noi, lecția pentru noi este aceea că și noi trebuie să luăm hotărâri cu privire la purtarea și viața noastră de credință. Trebuie să luăm o hotărâre cu privire la primirea sau respingerea lui Hristos Isus. Trebuie să decidem dacă studiem sau nu cuvântul lui Dumnezeu, dacă umblăm sau nu într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Și mai sunt multe alte alegeri pe care trebuie să le facem într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeul nostru dacă vrem să fim identificați ca și copiii Lui. Acest fragment din capitolul 11 ne ajută să înțelegem mai bine experiența lui Ilie. El a fost rănit de corbi, care erau niște păsări necurate. Ilie nu a mâncat corbi, ci ei l-au hrănit pe el. Aceasta a fost o experiență umilitoare pentru un om al lui Dumnezeu care dorea să asculte de Domnul său chiar și în cel mai mărunt detaliu. Dar iată acum, cuvântul lui Dumnezeu continuă cu o referire la târătoare. Să priviți ca o uriciune orice târătoare care zboară și umblă pe patru picioare. Dar dintre toate târătoarele care zboară și umblă pe patru picioare, să mâncați pe cele ce au fluierul picioarelor din apoi mai lung, ca să poată sări pe pământ. Iată pe care să le mâncați: lăcusta, lăcusta solam, lăcusta hargol și lăcusta hagab, după soiurile lor. Pe toate celelalte târătoare care zboară și care au patru picioare, să le priviți ca uriciune. Ei bine, pot să spun cu mâna pe inimă că nu țin să includ niciuna din aceste viețuitoare în meniul meu. Putem remarca totuși că existau și târătoare curate. Se pare că acestea erau patru specii de lăcuste. Lăcusta simplă era cea obișnuită. Lăcusta solam avea o protuberanță. Lăcusta hargol avea o protuberanță și o coadă. Lăcusta hagab avea doar coadă, dar nu avea nicio protuberanță. Acum, evreilor li se îngăduia să mănânce aceste patru feluri de lăcuste, dar nu cred că eu m-aș bucura prea tare de asemenea delicatese. Acum, chiar dacă ele nu sunt deloc pe placul meu, nu este nimic necurat din punct de vedere religios sau vreunui ritual în aceste viețuitoare. Din acest punct de vedere, cel puțin, Ioan Botezătorul avea un regim alimentar biblic, pentru că ne aducem aminte să hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Să se vedem acum ce se poate spune despre contactul cu trupurile animalelor necurate ele vă vor face necurați. Oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat până seara și oricine va purta trupurile lor moarte să-și spele hainele și va fi necurat până seara. Să priviți ca necurat orice dobito cu unghia despicată, dar care n-are copita despărțită și nu rumegă. Oricine se va atinge de el va fi necurat. Să priviți ca necurate toate cele dobitoace cu patru picioare, care umblă pe labele lor. Oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat până seara. Și oricine le va purta trupurile moarte își va spăla hainele și va fi necurat până seara. Să se le priviți ca necurate. Poporul Israel îi era interzis să atingă trupurile moarte ale animalelor necurate pe care nu avea voie nici să le mănânce. Principiul evident aici este cel al contaminării prin contact. Acesta era un mare principiu al vieții, reafirmat după întoarcerea Israelului din captivitate, așa cum găsim în cartea profetului Hagai, în capitolul 2. Acest principiu este important și pentru noi. Dacă ne aducem aminte și Psalmul 1 îl cuprinde, ne este indicat acolo să nu mergem, să nu ne oprim pe calea celor păcătoși. Curățirea și sfințenia nu se transferă prin păcat dar necurăția și păcatul se transmit prin contact. Cu alte cuvinte, nu poți avea sfințenie din ceva nesfânt. Dar ceva necurat poate afecta în mod negativ un lucru curat. Un om neîndreptățit nu poate produce roade ale dreptății prin care el să fie primit înaintea lui Dumnezeu. Nu putem scoate neprihănire din ceva necurat, dragii mei. Acesta este un principiu care operează ca o lege în fiecare sferă a vieții și în toate straturile societății. Un litru de apă murdară nu devine curată prin adăugarea unui litru de apă curată. Pe de altă parte, un strop de apă murdară va contamina apa curată. Un copil care are pojar nu se va vindeca prin contactul cu un copil sănătos, dar copilul sănătos se poate îmbolnăvi prin contactul cu cel bolnav. Creștinul. Nu se poate amesteca cu lumea. Nu se poate juca cu păcatul fără să se contamineze. De unde le-a venit unora ideea că un creștin poate să jongleze cu drogurile, cu alcoolul, cu petrecerile și cluburile de noapte, nu știu. Unii susțin că pentru a atinge pe cei pierduți trebuie să te cobori la nivelul lor. Credeți că îi salvează ei pe cei pierduți dacă participă la desfrânarea lor? Nu ci mai curând, cred eu, se contaminează de tot răul acela și devin părtași la păcatul lor. Noul Testament este foarte clar în această privință. Iată ce spune Iuda în versetul 23. Căuta să mântuiți pe unii zmulgându-i din foc, de alții iarăși, fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Este o mare greșeală să îngăduiți păcatul în viața voastră, să vă jucați cu el. Fiți atenți la orice ar putea deveni o sursă de contaminare și v-ar putea întina. Evreul își aducea aminte de acest principiu când mergea pe drum și vedea un câine mort sau un urs mort. Nu avea voie să se atingă de trupurile acelor animale. Nu trebuia să ia niciun os, nici pielea, indiferent la ce ar fi dorit să o folosească. Dacă din greșeală atingea trupul mort al unui animal necurat, trebuia să-și schimbe hainele și era necurat până seara. Avem aici mari lecții spirituale la care trebuie să luăm bine seama. Creștinul, dragi prieteni, este sfințit prin răscumpărarea lui Hristos și este îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos. Dar el trăiește într-o lume care îl poate contamina. Noi avem încă firea noastră cea veche, numai atunci când vom părăsi acest trup în moarte, vom fi sfinți pe deplin și luați din prezența păcatului. Să ne întoarcem însă la Levitic. Iată din vietățile care se târăsc pe pământ cele pe care le veți privi ca necurate. Cârtița, șoarecele și șopârla după soiurile lor, ariciul, broasca, broasca testoasă, melcul și camelonul. Să le priviți ca necurate dintre toate târătoarele, oricine se va atinge de ele moarte, va fi necurat până seara. Acestea sunt viețuitoarele care trăiesc pe pământ sau sub pământ. Erau ceva obișnuit, dar evreilor le se spune că trebuie să le ocolască. Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor, moarte va fi necurat, fie vas de lemn, fie haină, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se întrebuințează la ceva. Să fie pus în apă și va rămâne necurat până seara, după aceea va fi curat. Tot ce se va găsi într-un vas de pământ în care va cădea ceva din aceste trupuri moarte, va fi necurat și veți sparge vasul. Orice lucru de mâncare pe care va cădea ceva din apa aceasta, va fi necurat, și orice băutură care se întrebuințează la băut, oricare ar fi vasul în care se va găsi, va fi necurată. Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat. Cuptorul și vatra să se dărâme vor fi necurate și le veți privi ca necurate. Numai izvoarele și fântânile care alcătuiesc grămezi de apă vor rămâne curate. Dar cine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat. Acum ajungem în bucătărie. Trebuie să fi fost un lucru obișnuit pe vremea aceea ca un animal rozător să ajungă în bucătărie, să gade într-unul din vase și să moară. Orice vas de pământ trebuia spart, iar apa sau grâul sau orice alt aliment din el trebuia aruncat. Vasul de aramă trebuia frecat bine. Vedeți, dragii mei, Dumnezeu dă poporului său regul cu privire la curățenie și la prepararea mâncării. Tot el învăța o lecție despre sfințenie. Dacă trupul unui animal mort cădea într-o fântână sau într-un lac, apa nu devenea necurată, pentru că era prea multă și proaspătă. În sensul acesta, Domnul Isus Hristos este apa vieții. El este izvorul apei vii. El nu este contaminat de atingerea păcătosului sau a bolnavului. Ne aducem aminte de atingerea leprosului sau a femei cu scurgere de sânge. Pentru că, iată ce spune Domnul, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni din viața veșnică. Dragii mei, El este sursa neprihănirii, El este apa vieții, El nu poate fi contaminat, ci oricine se atinge de El devine contaminat de sfințenia Lui. Revenim la Levitic, dacă se întâmplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o sămânță care trebuie sămânată, ea va rămâne curată. Dar dacă se pusese apă pe sămânță și cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurată. Acum părăsim bucătăria și ajungem pe câmp. Sămânța uscată care urma să fie sămânată nu putea fi necurată în contact cu trupul mort al unui animal necurat. Dar dacă era udată, coaja sau armura ei era penetrată în felul acesta și ea devenea necurată. Dragii mei, în ce-l privește pe copilul lui Dumnezeu, el are nevoie astăzi de o armură care să-l apere de atacurile celui rău. Pavel prezintă o astfel de armură în Epistola către Fesen, capitolul 6. Dar, dragii mei, poate ne întrebăm... Care este motivul pentru care Domnul are toate aceste solicitări în ceea ce privea pe poporul său? Iată ce ne spune el în versetul 45. Căci eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dumnezeu este cel care face distinția clară între curat și necurat. Sfințenia, Punerea deoparte în lucrurile mărunte chiar este esențială. Acesta este testul adevărat pentru omului Dumnezeu, dragi prieteni. Dumnezeu ne spune: Eu sunt Domnul vostru, Eu sunt Sfânt și voi trebuie să fiți Sfinți. Dragi prieteni, trebuie să decideți dacă vreți să umblați cu și pentru Dumnezeu în această lume contaminată de păcat. Aceasta este lecția dată nouă de acest capitol despre animalele curate și necurate. El este o atragere a atenției și un îndemn la sfințenie. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.